Jurnalele RTT. Noaptea dintre ani a strâns lume foarte multă în Piața Sfatului. Chiar dacă pe scena instalată aici nu a urcat nicio vedetă, brașovenii și turiștii au venit în număr mare să înceapă anul 2023 în centrul orașului, curioși să vadă focurile de artificii și jocurile de lumini. Magia iernii se încheie pentru târgul de Crăciun în 3 ianuarie, ultima zi în care doritorii au mai putut cumpăra suveniruri sau produse alimentare de la căsuțele din Piața Sfatului. Cel mai mare târg de Crăciun ca număr de căsuțe a avut parte și de cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată de sărbători. Producătorii, meșteșugarii și comercianții care au închiriat căsuțe în Piața Sfatului spun că au avut și vânzare bună datorită căldurii. Turiștii cazați în Poiana Brașov nu au putut schia, astfel că au ales să se distreze în oraș. Cei mai mulți au trecut și prin Piața Sfatului și nu aveau cum să ocolească târgul. Pentru noi, fiind și primul an de participare la acest târg, a fost un târg frumos. A fost foarte multă lume din alte județe și din străinătate, am observat. Și asta oarecum ne-a dat și nouă puțină energie ca să muncim, fiindcă aici e destul de greu ca să lucrezi în frig. E un pic de frig. Condițiile, nu sunt chiar așa de... E spațiu mai micus, dar per total noi suntem mulțumiți. Târgul a fost organizat cum trebuie, luminițe peste tot. Târgul de anul acesta a fost un succes, deoarece și vremea a fost de partea noastră și totodată turiștii. A fost un târg care ne-a adus foarte multă bucurie și de ce nu vânzări, pentru că oamenilor le-a plăcut foarte mult Brașovul și nu numai celor care au fost turiști, cât și celor care locuiesc în Brașov. A fost frumos, destul de greu, dar frumos. A mers bine și așteptăm următorul târg. De miercuri 4 ianuarie doar căsuțele vor fi ridicate. Bradul și luminițele de pe străzile principale ale orașului vor rămâne însă până în 15 ianuarie. Plafonul de compensare a crescut cu 179 de lei. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate precizează că, începând cu 1 ianuarie 2023, plafonul de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii beneficiari ai programului social al guvernului se modifică de la 1429 de lei la 1608 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. Totodată, prin ordonanța de urgență numărul 168/2022, Guvernul României a reglementat acordarea în anul 2023 în două tranșe a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei. Acest ajutor financiar nu se ia în calcul la stabilirea plafonului beneficiarilor privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Aceste noi prevederi sunt așadar deja în vigoare de la începutul anului 2023. La finalul anului trecut, primăria Brașov a fost amendată de Garda de Mediu cu 15.000 de lei, pentru că nu a atins ținta de colectare selectivă. Municipalitatea a contestat decizia pentru nerespectarea unor elemente de procedură, însă primarul Alen Coliban a precizat în ultima ședință de Consiliul Local din 2022 că situații similare se regăsesc în multe localități din România. România are, ca țară, are această problemă majoră, pentru că noi ar trebui să fim undeva la 50% grad de reciclare și suntem undeva la sub 10%. Administrațiile locale preiau aceste obligații date de la nivel legislativ și plătim amenzi toate administrațiile locale din România. Soluția pe termen scurt la Brașov este implementarea de ecoinsule, consideră primarul. Alen Coliban este convins că situația s-ar putea îmbunătăți în viitorul apropiat. Avem 70 de ecoinsule în implementare de la buget local. Am aplicat pentru 275 de ecoinsule pe PNRR în apelul deschis în toamna aceasta.
Avem un proiect de a extinde acest număr în cel de-al doilea apel, care urmează a fi lansat de către Ministerul Mediului în luna ianuarie. Astfel încât să, de la cele 345 de ecoinsule pe care le avem până acum, fie depuse pentru finanțare, fie în implementare, fie instalate, să ajungem undeva spre 500 de ecoinsule, astfel încât să acoperim toate platformele din zonele de locuințe colective din Brașov, cele pe care le avem noi în administrare. În paralel, operatorii de salubritate din oraș vor avea ținte de colectare prevăzute prin contractul ce va fi scos la licitație. Plafonul de compensare a crescut cu 179 de lei. Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate precizează că, începând cu 1 ianuarie 2023, plafonul de compensare cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionarii beneficiari ai programului social al Guvernului se modifică de la 1429 de lei la 1608 lei pe lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. Totodată, prin ordonanța de urgență numărul 168/2022, Guvernul României a reglementat acordarea în anul 2023 în două tranșe a unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii și beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii, ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei. Acest ajutor financiar nu se ia în calcul la stabilirea plafonului beneficiarilor privind aprobarea programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. Aceste noi prevederi sunt așadar deja în vigoare de la începutul anului 2023. În ultima zi lucrătoare din 2022, primăria a solicitat la AFM o finanțare nerambursabilă de 6 milioane de lei pentru iluminatul public. În 30 decembrie, primăria Brașov a depus proiectul Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, stradal și pietonal din municipiul Brașov, zona 1, pentru a obține o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. AFM a lansat vineri a doua etapă a programului, după ce în prima fază fondurile alocate au fost epuizate. Valoarea finanțării solicitate este, cum spuneam, de 6 milioane de lei, adică suma maximă pentru municipii de rang întâi, cum este Brașovul. Prin acest program se dorește îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED, care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune, care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții. Aceste obiective pot fi atinse prin înlocuirea aparatelor de iluminat și a consolelor de susținere cu aparate cu tehnologie LED și implementarea sistemului de control a iluminatului prin telegestiune și senzori, menționează reprezentanții municipalității. Programul vizează înlocuirea a 8.500 de corpuri de iluminat cu o valoare totală estimată la 25,7 milioane de lei, inclusiv TVA. Programul este împărțit în trei faze. Pentru prima fază sunt vizate aproximativ 2200-2300 de corpuri de iluminat, valoarea estimată fiind de 6 milioane de lei. Valoarea include achiziția și montarea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED, a consolelor, conductorilor pentru conexiuni, accesoriilor, punctelor de aprindere și sistemelor de telegestiune zonale, care vor completa sistemul de telegestiune existent. În Brașov există în acest moment 16.500 de corpuri de iluminat și s-a demarat din 2019 un program prin care au fost deja înlocuite jumătate dintre corpurile de iluminat clasice cu corpuri de iluminat LED pe străzile principale și pe noile lucrări de investiții, de exemplu strada Lacurilor, Stejarului, șoseaua Cristian DN13 între ocolitoare și pasajul Fartec. Tot prin fonduri nerambursabile de la
la AFM se află în derulare și un proiect de înlocuire a peste 300 de corpuri de iluminat în cartierul Stupini, cu o valoare totală de aproximativ 1 milion de lei, dintre care 90% sunt fonduri nerambursabile. Jurnalele RTT.